sau zid în cer. Suntem de aici, de pe pământ, de unde moartea ne suglumă, blestemul ne-a adus suspinul, iar diavolul ne ia destinul, dar la supuși le face plinul și apoi le asigură și chinul. Gonim ca viermii după pradă, râvnim de un viitor mai bun. Și când să ajungem la cea hrană, suntem luați mereu la voană de uragan și de taifun. Visăm un vis și visul nostru cât de curând e spulberat, căci tot ce-i pe pământul acesta a fost odată blestemat. Și apoi a fost un vai sinistru și nu oriunde, ci în cer, când pe pământul celedenic se coborâse Lucifer. Un vechi rival la tronul veșnic, un voievod chiar de demut, un filozof de înaltă spiță și un glorios trecut. Nu chip de lupt ca tot ce-i om, ci duc cei mai presus de moarte, un comandant de mari oștiri de unde e eternitate. Și acest gigant răpus de Domnul a fost învins și alungat pe acest pământ, planetă vie, unde și omul a fost creat. Și dacă el acolo în ceruri a vrut să fie suveran, vă dați voi seama, frații mei, pe cine voi noi avem dușman? Apoi, sentința morții noastre nu este abrogată, oricât am vrea noi să trăim, oricât am vrea să ne hrănim, oricâtă medicină am face, oricât am fi de naturiști, noi trebuie să recunoaștem, căci vrem, nu vrem, totuși murim. Ne naștem și în proiectul vieții avem sămânța morții noi și cât viața ne ridică, sămânța morții totul strică, căci un război în neuroni și în celula vieții noastre, în citoplasmă și nucleu, în molecule multrateu, ca să se știe că stăpânul e unul singur, Dumnezeu. Nu diavolul, nu anticristul, nu creatura, nu vreun zeu, nu firea noastră pământească, nu înțelepciunea omenească, ci Dumnezeul cel preasfânt, a Lui e ultimul cuvânt. El guvernează pe pământ, El ține în mână universul, El e stăpânul oricui. Și noi suntem tot o valoare cât timp îi facem voia Lui. Dar când slujim pe răzvrătitul, pe diavolul numit Satan, atunci și noi primim sentința căci ne unim cu ai Lui dușmani. De aceea mare grijă acum a cui noi acum ne dăruim, căci diavolul are metode cum poate noi nici nu gândim. El știe ce înseamnă sfințire și știe și când ești mișel. De aceea el întâi te ajută să fii un fals, cum este el. Îți dă cât tu nici nu poți duce, căci el vor are tot ce vrei. Dar mai întâi te leagă bine de lume și de pofta ei. Apoi înflăcărează firea, să nu poți ține sub control. Iar sufletul, sărmanul suflet, deznădăjduit, flămând și gol. Și după ce te prelucrează și îți dă un chip de om firesc, te pune ca să faci și slujbe cu cel ce e duhovnicesc. Căci scopul lui e ca să strice imaginea celui ce-i sfânt și să distrugă adevărul și pocăința pe pământ. Lărgește calea cea îngustă și o face ca să fie lată, căci doar acum și Dumnezeu nu e sever ca altă dată. El știe că planeta noastră acum e mult mai performantă, de aceea nu ne mai pretinde să fim smeriți ca altă dată. Minciună! Dumnezeu e sfânt! Și sfânt rămâne pe vecie și ai lui copii cu adevărat sfințenia litevelie. Ei nu acceptă compromisul și nici belșug înșelător. Se mulțumesc cu ce de Domnul, că știu că-și totu-i trecător. Acum diavolul se luptă printr-un sistem sofisticat
Proiectul lui se prăbușește chiar dacă astăzi ia în ploare ca Babilonul în trecut. El, într-o zi, va fi ruină, ce azi e greu de conceput. Acesta paradis vremelnic ce ia în ploare pe pământ e tocmai în scopul dezbinării a sfinților de pe pământ. De aceea vaiul cel din ceruri pe pământeni compătimea, căci îl știau pe înșelătorul ce strategie folosea. Atenție! Aceste versuri nu sunt deloc dezorientare, ci pentru cei ce au auzit sunt un semnal de deșteptare. Fii înțelept în vremea aceasta, fidel, smerit și credincios, ca să-ți fie asigurată și veșnicia cu Hristos. Căci toate gloriile lumii se duc, cum parcă nici n-au fost, iar într-o zi vei recunoaște căci tot ce-i strâng nu are rost. Dar te-ai trăit neprihănirea și adevărul în Iisus, te vei trezi că mergi cu aceea ce merg spre patria de sus. Fii credincios în vremea asta, căci noi avem și un alt destin, dar nu aici unde e blestemul, ci în veșnicii, în rai. Amin.